în țara asta s-a furat. Și apropo de libertarieni și de creștini, păi mă gândesc așa cu duioșie la fericitul Augustin. Omul ăsta a avut atâtea remușcări de conștiință pentru că povestește în confesiunile lui, noi am citit cartea la Clubul Marilor Cărți, cum la 12 ani s-a înhăitat cu niște prieteni și s-a dus în grădina vecinului și a furat niște pere. Și zice el așa: nu le-am furat pentru că mi-era foame, nu le-am furat pentru că vroiam să-i fac cadou mamei aceste pere, le-am furat din plăcerea confiscatorie de a crea vecinului meu o pagubă, din plăcerea de-i face rău celuilalt. Adică există un soi de taina fără de legii, de răutate intrinsecă în gestul jupuitului de a intra în casa lui Moromete, în gestul reprezentantului fiscului, da? De a pune sechestru. Putem bănui că există și o anumită răutate. Nu e doar un soi de măsură tehnică, rece, robotizată, mecanică. Nu. Acea măsură este încărcată de răutate, de ură, de clasă. Și asta creștinismul nu permite. Nici ura, nici răutate. Și plânge Augustin, realmente plânge pentru ce a făcut. Și zice: am încălcat o poruncă, porunca divină din Decalog, da? Să nu poftești la, nu doar la femeia, ci și la averea aproapelui tău. Creștinismul spune foarte clar: proprietatea e sfântă. Nu o spune doar creștinismul, o spune și iudaismul. Dacă este sfântă, nu te atingi de ea. 2. Invidia este o cădere a sufletului omenesc. Este degradantă. Invidia este, dacă vrei, anticamera crimei. Pentru că atunci când poftești la averea celuilalt, la posesiile celuilalt, ești dispus chiar să faci mai mult pentru asta. Și unii dintre, mă rog, unele personaje biblice, să ne gândim la David, da? Care poftește la femeia aproape lui, se duce și îl trimite pe Urie în bătălie. Urie moare, da? Fiind trimis în primul rând, moare ca un soldat, aș spune, devotat, iar David, evident, îi face un copil Batșebei. Și așa se naște Solomon. Deci păcatul, în analiza adâncă pe care trebuie să o facem, adesea pleacă de la încălcarea dreptului la proprietate. Proprietatea pe care a încălcat-o Augustin a fost, repet, încălcată cu dorința pur și simplu de a face rău. Și această analiză, după părerea mea, trebuie să revină. Fiindcă în țara românească, și cu asta închei, s-a furat în neștire în ultimii 30 de ani.